făcut toată revoluția ca cu cadrul. Și bine, pe 21 am a fost din primele grupuri de oameni care au ieșit pe la muzica și așa. Și mă rog, acum subiectul nu e revoluție. Trebuie să sărim destul de repede peste el. Ideea, cum s-a ajuns la demonstrația la piața universității? Revoluție, revoluție, ok. Și a doua zi, a treia zi apare grupul conducător, apare liderul Iliescu. Ce-i cu el? Habar n-avea. Mai trec zilele, mai vine și 12 ianuarie cu meeting-ul, cu Dumitru Mazilu, cu... și încep primele strigăte de jos Iliescu. Începem să ne prindem că Iliescu nu e chiar anticomunistul pe care îl visam. La momentul respectiv eram în conducerea noilor organizații studențești. De fapt, imediat după Revoluție, când mi s-a cerut să mergem pe la facultăți, să apărăm facultățile, m-am dus pe acolo și pe cine am găsit organizând treaba, pe fostul secretarul de ce, ceva de genul ăsta. Și pur și simplu l-am scos afară de acolo. Și în felul ăsta m-am trezit propulsat undeva destul de sus în noile organizații studențești. Eu aveam două, era Liga Studenților de la Universitate, care până la urmă a devenit cea mai puternică, care era condusă de Marian Munteanu, și eram noi studenții din Politehnică, care eram un colectiv, să zicem. Ok. Fiind oarecum în vârf, aveam avut atunci contacte și cu Petre Roman, care era fel de prim-ministru. Și pe 19 ianuarie, ne trezim, am aproșit pe la televiziune de vreo câteva ori în perioada aia, în ianuarie 90, pe 19 ianuarie, la un moment dat, ne trezim invitați la Iliescu, la CFSN, și ar trebui să existe arhiva filmată din perioada respectivă. Ne trezim acolo și Iliescu cerut să întâlnire cu studenții. Și ne trezim acolo și, bineînțeles, începem să-i punem tot felul de întrebări. Dom'le, dar ce-i cu FSN-ul ăsta? Care e treaba cu el? De stânga, e de dreapta? Va participa la alegeri, nu va participa la alegeri. Și toate răspunsurile erau foarte ocolite, foarte împachetate frumos. Vorbea de democrație originală și de tot fel de tâmpenii. Vorbea de un, cumva, nu de pluripartidism, vorbea de mai multe direcții, dar tot în cadrul Partidului Comunist. Chestiuni care noi s-au părut cel puțin dubioase. Cum adică mai multe direcții? Ceva, un fel de... Cred că avea în cap ceva, un fel de perestroica lui Gorbaciov. Deschiderea partidului, dar nu de multipartidism. Și de stânga, de dreapta, răspunsuri ocolite, participarea în alegeri, răspunsuri ocolite, așa mai departe. Și atunci cam apărut primele dubii. Anti-Iliescu, anti-direcția în care se ducea țara în momentul ăla. Au fost semnale de primele semințe de nemulțumire și de dubiu, care a început să clocotească, să mocnească. Și a mocnit, și a mocnit, și au venit alegerile din 20 mai, dacă bine mă aminte, cu Duminica Orbului, în care câștigă tot foștii comuniști. După aceea, deci alegerile au fost pe 20 mai, mișcarea din piața universității a început, cred că, imediat după. 25, probabil la o săptămână după alegeri. Când? Așa cum acum știm bine, un nucleu de studenți s-au strâns și au campat în piață, ocupând piața, și bineînțeles pe lângă ei s-au mai lipit și alții, mare majoritate de intelectuali. Au campat în piață, mă rog, balconul universității, care a devenit așa, locul ăla a devenit un fel de agoră publică în care toată lumea vorbea și vorbea de la balcon, și în principiu toate discursurile erau anticomunism, anti-Iliescu, anti-direcția în care se ducea țara acum. Cu niște alegeri oarecum furate, semi-democratice, să zicem, lumea s-a dus la vot și a votat, însă influența din partea partidului, era practic același partid unic în acel moment, pentru că PNţ-ul și PNL-ul nu contau, erau ca și inexistente. Așa. Deci pe undeva direcția schimbare radicală pe care o doream noi era oarecum trădată.
La acele demonstrații din piața universității, eu personal n-am rămas peste noapte niciodată. Îmi petreceam ziua acolo, dar seara mă duceam acasă și locuiam cu chirie în apropiere, seara mă duceam acasă. Deci, au fost alții mult mai implicați decât mine. Mergeam ziua, manifestam, mă întorceam. Ok. Sigur au venit reflexele ilieșene comuniste în care cine nu-i de acord cu noi e un dobitoc și în ce am fost făcuți golani, etc. Imnul golanilor, mă rog, și partea poetică din toată treaba asta. La un moment dat, nemulțumirea creștea, lumea creștea de acolo. Sigur că și de partea cealaltă, conducătorii, Iliescu, zic, domnule, trebuie să rezolvăm problema. Și au rezolvat-o în stil pur comunist, cu băta. Deci, mă rog, aici sunt niște reminiscențe, oarecum putem merge în spate chiar la feudalism și la tribalism. Când îți rezolvi problemele de disciplină ale unui trib, chemând tribul celălalt să-i dea cu securea în cap. Da. Și asta a făcut. A fost chemat tribul minerilor ca să dea în cap tribului studenților. Mai țin minte exact când a început toată povestea cu mine. Când pe 13 a chemat. Nu, pe 13 a ajuns. Pe 12 a chemat. În timpul nopții au venit. S-a fost o chestiune care în ziua de astăzi ne uităm cu orare la ea și ne dăm seama că probabil, sper că în ziua de azi nici s-ar mai putea întâmpla să chemi un trib sau, mă rog, o pătură de populație împotriva altei pături. Să ia cu bătere la bătaie. Da, așa au gândit la vremea respectivă. Da, știați, adică ați fost, dați seama, nu știu, vă presupunere că o să vină, sau că o să fie un fel de represiuni de genul ăsta în zilele alea? Mai măcar, exact. Pe 12, în orice caz, eu m-am dus, cum vă spuneam, m-am dus, am dormit acasă. Și pe 13 dimineața ne-am trezit cu minerii peste noi. Nu mai știu dacă am avut vreo avertizare, parcă s-a vorbit ceva pe 12, parcă s-a vorbit ceva pe la televizor, că vin, dacă nu mă înșel. Bun, în noaptea de 12 spre 13, când a fost măcelul, eu nu eram acolo, eram acasă, am ieșit pe 13 dimineața să văd ce se întâmplă și, bineînțeles, am fost șocat că tot Bucureștiul ne-a trezit cu București ocupat de niște oameni care niște oameni primitivi. E un trip primitiv care a venit cu măciucile peste noi. Oamenii aia probabil că n-aveau altă vină decât că erau primitivi. Și au fost atrași în toată povestea asta. Mă rog, am ieșit pe stradă să văd ce se întâmplă. Întâmplarea face taică-mea murise cu câteva săptămâni înainte. Și cu mormântare, cu nu știu ce, m-am trezit nebărberit vreo câteva zile și după aia mi-a zis trebuie să-mi las și barbă. Deci m-am trezit și student și cu barbă, care a purta barbă în momentul ăla era cel mai neinspirat lucru pe care am putut să-l fac. Mă și pe stradă să văd care e treaba. Revoltat, groaznic de ce se întâmplă. București sub ocupație. Până la urmă m-am dus la sediu unei uniuni a organizațiilor studențești. Aveam un sediu, aveam niște birouri pe strada Onești, într-o fostă clădire guvernamentală, mi se dăduse acolo niște birouri. M-am dus acolo, erau și colegii mei, sedeam toți triști și oripilați de ce se întâmplă. Am stat vreo jumătate de oră pe acolo, după care am ieșit pe stradă, pe la ora 11. Cred că era în jurul ora 11. Am ieșit pe stradă să văd care e treaba. Și cum am ieșit de acolo, chiar am dat peste un grup de mine care agresa o femeie, nu mai știu exact de ce. Și m-am băgat în apărarea ei, drept pentru care au tăvălit pe mine. Că eu cine sunt și de unde sunt și că student și că așa și pe mine. Tăvălit pe mine, m-au bătut și pe mine. Nu foarte tare, din fericire, adică nu s-a lăsat cu răni foarte grave. Pentru că m-am și lăsat dobărât la pământ, m-am ghemuit, mi-am luat o poziție de apărare.
Și la un moment dat, sigur, și printre ei sunt oameni și oameni, că nici și ei sunt destul de eterogeni. Sunt oameni care ziceau dă-i și bate-l și omoară-l, dar erau și oameni care ziceau hai, lasă-l, hai să mergem. Un coleg de-a meu de la balconul locului unde aveam birourile a făcut o poză. Eu nu mă văd în poză, se vede la mulțimea adunată. Îl păstrez și acum, aici, în grupul ăsta, în centru, mă băteau pe mine. Da. Ați ajuns la spital, nu? Da, ați ajuns. M-am dus la spital, am un certificat medico-legal. Da. Și cam aici s-au încheiat lucrurile. Până, mă rog, lucrurile în ceea ce privește bătaia, poza, certificat medico-legal, cam aici s-au încheiat lucrurile din anul de grație 1990 până în anul 2007, când pe 7 noiembrie 2007, la 17 ani jumate distanță, primesc o citație. Așa de nepusă masă, de la parchet, că sunt chemat în calitate de parte vătămată în cauza privind evenimentelor din perioada 13-15 iunie. După 17 ani jumate, mă cheamă la parchet să depun mărturie. Mi-am pus problema de unde m-au luat. M-au luat din registrul Institutului Medico-Legal. Și m-am dus. M-am dus, am depus mărturie. Mai departe, nu știu ce o să mai iasă, pentru că timp, a trecut atât de mult timp. Și pe cine să găsească vină azi? Pe niște oameni primitivi și manipulați. Și cam asta e. Ce să vă mai spun? După aia s-au retras, au mai stat o zi, două. După cum știm, Iliescu le-a mulțumit la Romexpo pentru activitatea civică care au depus-o. S-au dus la casele lor. Am mai urmat parcă și a doua mineria, n-am mai fost implicat. Cred că nici nu am țară în momentul ăla, că am avut câteva luni în care am plecat destul de mult din țară. Și probabil că la un dat, parcă la a doua sau la a treia au fost luptele alea pe Valea Jiului. La a treia. Probabil că la un moment dat au înțeles și forțele de ordine că lucrurile astea nu sunt niște lucruri normale și ei au reușit să-i oprească acolo. Și de atunci, nu știu, poate ar fi învățat și ei ceva din toată chestia asta. Care credeți că a fost cumva cel mai mare rău pe care l-au făcut evenimentele astea? E destul de clasic, e aproape un clișeu. Imaginea noastră în străinătate ne-a prezentat ca fiind un popor primitiv, ceea ce era. Și cred că încă mai suntem și acum. Când dacă ne uităm așa prin cartiere, nu neapărat mărginașe, dar să zicem în grosul populației, dacă ne uităm câte probleme se rezolvă cu pumnul în ziua de azi, între oameni. Avem o problemă. Și chestia asta s-a dus în momentul ăla pe frontispiciul tuturor agențiilor de presă din toată lumea. Ne-au prezentat am fost văzut ca un popor foarte primitiv. Clasa conducătoare a fost văzută ca o clasă primitivă care rezolvă problemele în felul ăsta. Și probabil că toată chestia asta ne-a dat înapoi cu mulți ani. Mulți ani. Adică tot valul de simpatie care l-am avut după Revoluție, care putea să materializeze mult mai devreme în bani, în investiții directe în țara asta. S-a dus. Ne-a întârziat cu cel puțin 5 ani, dacă nu 7-8. Dacă să ne gândim, și mi-aduc aminte de perioada sfârșitul anilor 90, 97, 98, 99, Occidentul investea puternic în Ungaria. Deja terminase de investit în Ungaria, Polonia, și la noi nu începuse nimic. La noi, de fapt, valul de bani din străinătate a venit în cam în jur de 2004, 2003, 2004, 2005. E o prostie să ne gândim că a fost o întâmplare. Nu! A fost legat, clar, de atitudinea pe care noi în străinătate. Și asta a fost probabil factorul determinat, pentru care ni s-a întârziat evoluția cu 5, 6, 7 ani.
Pentru că, să fim serioși, aveam mare nevoie de banii anistenii. Aveam mare nevoie de know-how, aveam mare nevoie de expații care au venit să conducă companii române, care să ne învețe cum să face treaba. Nivelul de trai a crescut cu adevărat în România de-abia după 2004, încoace, când au început să curgă banii străini. Altfel, nicio șansă. Și chestia asta, da, da, ne-a întârziat enorm. Pe dumneavoastră, adică sigur că v-a afectat psihic și fizic, dar dincolo de asta v-a confirmat ceva sau v-a revoltat cu ceva toată... Sigur că m-a revoltat. Sigur că m-a revoltat. Nu e, n-am mai fost om, nu știu cât după aia, nu e ușor. Nu e ușor să iei bătaie și să iei bătaie nevinovat. Sau mă rog, nevinovat. Da, e nevinovat, până la urmă... Aveam niște convingeri și nu, niște convingeri non-violente, niște convingeri pe care n-am făcut niciun rău nimănui și pentru asta îți mă trebuie zbătut. Sigur că nu e ușor să treci peste chestia asta. Cred că a durat luni ca să-mi revin din punct de psihic. Foarte mulți au plecat din țară după chestia asta. A fost un drenaj de inteligență din țara asta atunci, în anii aia. Prietenul meu bun, Siminel. Tu l-ai cunoscut? Nu. Nu cred. Prietenul meu bun a plecat din țară, s-a urcat în tren și s-a cărat la Paris pe 15 iunie. Atunci. L-am condus la gară. A fost bătut? Fusese bătut? Da. Fusese bătut. Atunci l-am condus la gară și de atunci trăiește la Paris. Și... Da. Drenajul ăsta de inteligență a fost masiv și a mai continuat. An bun după. O problemă pentru o societate, chestia asta, o problemă mare. Mi-am dat aminte că am citit, tot cu ocazia aniversării Revoluției, am citit de Zidul Berlinului. Cu ocazia aniversării căderii Zidului Berlinului. Cum a apărut Zidul Berlinului? A apărut tocmai din cauza drenajului de inteligență. Est-germanii s-au trezit că nu mai au cu cine lucra. Pleca studențime, pleca intelectualitate, le plecau inginerii. S-au trezit că rămân fără pătura superioară a societății, în anii 50 și când s-a ridicat Zidul Berlinului? 61? Uh-huh. Parcă ceva. Sfârșitul 61. Da, ceva pe atunci. S-au trezit că rămân fără inteligență și atât a dat prin cap liderilor germanii în perioada respectivă, hai să facem un zid. Mă rog, la noi ai noștri n-au făcut chiar nimic ca să stăvilească drenajul de inteligență. Și, da, într-adevăr. Mineriana a fost o cauză majoră. Dar și dumneavoastră v-ați gândit să plecați? O, da, de câte ori. Da, de câte ori. Dar mă gândesc și acum. Da, da, mă rog, până la urmă... Nu știu exact. Am avut mai multe motive să rămân. Am zis că să fac treaba aici. Mă rog, prieteni, familia. De care probabil n-am putut să fac pasul categoric să mă despart. Dar... Dacă mă uit în jurul meu, foarte, foarte, foarte mulți din prietenii mei de la vremea aia sunt plecați. Din clasa mea, din liceu, 3/4 sunt plecați. Da. Uite cum niște evenimente de genul ăsta pot schimba structura unei societăți. Și acum țara asta duce o lipsă majoră de creier. Mare, mare, mare. Și în politică, și în business. Și unul din motivele pentru care noi ne zbatem o situație economică cel puțin fragilă. La nivel de mental, politic, ce credeți că s-a schimbat în urma acestor evenimente? Cum m-au afectat? Interesant. La nivelul clasei politice? Da, da, da. Și la nivelul gândirii politice. Păi eu cred că totuși ei au învățat ceva. Cred că totuși au realizat că nu a fost bine. Că nu este o cale normală de a conduce țara. Buta. Pentru că, așa cum am mai spus mai devreme, deja la câteva luni distanță a fost Mineriada a doua și a treia, nu? Următor, spune 91, tot în vară a fost. Spre în primăvară a fost. Aia cu luptele pe Valea Jiului a fost în februarie 91, dacă nu mă înșel. Deci a durat 7-8 luni. După 7-8 luni au realizat clar că chestia asta trebuie stopată și au stopat-o.
au stopat-o pe Valea, atunci n-au mai ieșit din Valea Jiului, dacă vă aduceți aminte. Și cred că au învățat că nu așa se conduce o țară. Da, mă rog, a fost o lecție scumpă, foarte scumpă. Și destul de bun simț. Ar trebui să nu se întâmple nici din prima dată. Mă rog, pe de altă parte, în perioada respectivă, poliția era foarte timorată. Ea nu exista. În perioada respectivă și forțele de ordine erau extrem de... Au ieșit foarte șifonate din Revoluție și nu existau. Era haos de conducere, era lipsă de proceduri, era lipsă de regulamente, era lipsă legislativă, o gaură legislativă. Erau timorați. Mi-aduc aminte, pe vremea respectivă conducea mașină. Nu vedeam polițiști pe stradă, cu lunile. Și atunci, probabil că dacă s-ar fi pus problema să intervină în forță la prima minerea, de probabil că n-ar fi avut cu cine. Pe timp a mai trecut, până în februarie 91, s-a mai organizat. Vă mai amintiți vreun slogan de atunci? Păi, imnul Golanilor. Care era imnul Golanilor? Eu cântam Vanisterian, dacă nu mă știu. Mai bine Golan decât comunist, da. Mai bine... Ai spus. Nu mai știu așa. Și purtam toți în piept niște etichete cu și eu sunt Golan. Da, sigur, jos comunismul și noi suntem Golan. Care era atmosfera din zilele din piață? Romantic revoluționar. Chiar speram că schimbăm ceva, chiar speram că suntem băgați în seamă. În sensul, și poate că am fost, nu știu, poate că am fost, poate că pe undeva și-au dat, a avut un efect, poate că Inescu și-a dorit pe undeva și-au dat seama că tineretul țării este, tineretul intelectual din țara asta dorește o schimbare. Adică schimbarea oricum a venit, nu? Acum, atunci, la momentul ăla, ei vroiau un fel de neocomunism, nu mai știu cum să-l chem, cum să-l numesc, care în ziua de astăzi nu e. În ziua de astăzi eu cred că suntem o țară democratică, corectă, din punct de vedere politic, lucrurile sunt ok. Cred că avem niște alegeri libere, cred că suntem ok. Ce ne trage în jur, în spate, sunt alte probleme. Dar în orice caz, ne-am dus acolo unde, până la urmă, ne-am dus acolo unde noi am vrut, spre un pluripartidism corect, spre o democrație, spre o democrație de tip occidental și ne-am dus încolo. Schimbarea deci a venit, însă foarte greu. Foarte greu, a durat mulți ani. Mulți ani. Poate că cuvântul nostru a însemnat ceva și pentru ei. Nu știu. Ar fi interesant de văzut din partea lor. Da, și poate nu Iliescu, că e bătrân și e capul lui, dar poate român. Dar cine crezi că sunt vinovați pentru s-a întâmplat la mine? Nu 100% Iliescu. 100%. Păi da, el i-a chemat. 100%. E, sigur, la vremea respectivă toți îl uram și acum îl urăsc și... consider că a făcut foarte mult rău prin prezența și atitudinea lui în anii de după Revoluție. Până în 96, nu? În 96 a fost prima dată înlăturată de la putere. Însă, stau și îmi pun problema la cât de primitivi eram noi ca popor în momentul ăla, dacă un reformator radical ar fi avut vreo șansă. Să zicem, vine unul care, un reformator radical, care zice, să zică, gata, de mâine, la revedere, comunism, investiții străine, facem, dregem, Occident. Cred că ar fi fost dat jos în două luni. Că toată lumea s-ar fi uitat cu ochii mari, ce-i asta, nu înțelege. După cum, inclusiv mișcarea noastră a studenților și intelectualității, mișcarea din viața universității, mulți din țară nu au înțeles-o. Ce-i cu aia? Deci nu se bolea. Ocupă strada degeaba, păi cum? Noi trebuie să circulăm pe strada. Mă rog, astea sunt gânduri acum de maturitate. Sigur că atunci, la 20 ceva de ani, eram tineri și romantici și visători. Acum, la maturitate, încerc să cântăresc ambele părți.
Ați mai ieșit acum în stradă dacă s-ar întâmpla ceva similar? Probabil, mă rog, șansele să mai întâmple ceva similar sunt minuscule, pentru că așa m-am spus acum, cred, eu cred că trăim într-o democrație aproape corectă. Dar, da, aș ieși în stradă, da? Da, m-aș urca într-un avion și m-aș duce în Haiti să-i ajut pe aia. Aș face acțiuni din astea de binefacere, ca să zic. La Revoluție am fost arestat, prins, mă rog. Mă întreabă lumea ziua de azi dacă aș mai ieși. Dacă îmi pare, nu, dacă îmi pare rău. Nu, nu pare rău. Am făcut ceea ce trebuia să fac. Am luat bătaie de la mine. Da. Nasol. Dar am făcut ceea ce trebuia să fac. Am intrat în apărarea unei femei. Ok, au lăsat-o pe aia, m-au bătut pe mine. Ok, asta e, hai, nu știu cum să-i spun, cavalerism de modă veche. Dar probabil că am făcut ceea ce trebuia să fac. Taică mă povestea o chestie, era imediat pe război, era tânăr doctor la Oreștie și în anii 50, mă rog, era tânăr, a făcut de anii, imediat pe război, 46-48, cred. Dar prin anii 50 ajunsese doctor la Oreștie și erau niște mișcări populare cu muncitori care umblau cu bâte pe stradă și care se uitau la el și la un coleg de lui care stăteau pe trotuar și le strigau exact lozincile astea, intelectualilor, că moarte intelectualilor și nu știu ce și da, ceva de genul ăsta. Și taică-mă și cu prietenul lui, amândoi doctori, umblau cu capul în jos, pe stradă, mă rog, din cauza unor oameni pe care tot ei, până la urmă, îi trata, trebuia să-i facă bine când se îmbolnăvea. Deci, da, s-au repetat niște chestii de prin anii 50, acum cu minerii. A fost, cum era aia cu noi muncim, nu gândim? Da. Da.